Salutare tuturor, sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Pixelmon Online. De data asta facem un episod normal, nu live, din două motive. În primul rând, lui Pain nu-i merge netul de câteva zile și nu putem filma Pixelmon. Mereu și asta a fost cu probleme. Și doi, chiar am câteva lucruri pe care aș vrea să le fac într-un episod și nu pe live. Oricum, dacă vă place seria și vreți să vedeți mai multe episoade, hai să lăsăm un like și dacă vreți, poate facem mâine sau chiar diseară un live. Oricum, hai să-i dăm bătaie. Suntem aici. Aoleu, bă, de ce am fost cu... Trebuia să fi început cu Master Ball-ul mână. Ah, fuck this. Avem aici trei Master Ball-uri și stați să le lăsăm pe aici, pe undeva. Las și eu tot ce am de lăsat, ce nu mă ajută direct acum. Așa. Bun, am lăsat în chest tot ce am de lăsat și hai să-i dăm bătaie. În primul rând... Aud un Lampent pe aici și parcă aș vrea un Lampent, parcă aș vrea să-l prind. Uite-l, e la mine în casă. Wow, ce ironie. Lampa e în casă, chiar pe perete. Mă, nu știu ce, dar am impresia că n-ar fi o idee foarte bună să ne batem cu Zapdos. Așa că hai să-l punem pe... Nu l-am ales pe Zoroark, what? Ah, ba da. L-a lăsesem pe Zoroark. Noi de capul meu, mamă, ce damage a dat. Nu. Da, uite, pe Zoroark l-am aruncat, doar că e buguită chestia și mi-a arătat că l-am aruncat pe Lucario. Fuck. Mamă, e Dusk Ball, perfect. Haide, îl prinde, hai că prinde mai bine. Hai că se face zi și nu știu dacă mai am cum să-l prind. Oricum are cam mult HP. Ah, l-am prins. Nice. Ce tare. Bun, deci avem un Lampent și acum hai să trecem la chestiile pe care vreau să le fac. În primul rând, hai să-l punem aici pe Zapdos, care are level 90, holy. Și mai avem aici 3 Rare Candy, așa, pe care să-i le dăm. Zap Cannon, mamă, dar ce curateță de căcat are. Băi, sincer, cred că nu o să schimb nimic, adică prefer Thunder-ul. Adică chestia asta văd că o dă paralizie automată și asta la altă poate să dea paralizie, dar nu dă. Doar că faza e că ăsta are acuratețe mai bună, au același damage, cam la fel. Hai, lasă, nu vreau. Mulțumesc, mersi beaucoup. Ok, level 93, așa. Mamă, 32.000 de experiență, holy, vă dați seama cât level are ăsta nevoie. Ok, faza e că am votat la toate site-urile și văd că mai funcționează doar 3, ceea ce nu prea mă încântă, pentru că acum trebuie să stau să votez cel mai mult dacă vreau. Băi, și moftic, că de ce n-am filmat? De ce n-am votat eu, mă, zilnic? Acum aveam, cred că, o grămadă de rare candy și puteam să-l facem pe ăsta la level mare. Bun. Ok, hai să vedem, acum era. Slash warp sau warp. Rewards. Hai aici, hai să scoatem nebunia asta. Ok, o să dăm la voting chest, să vedem ce ne pică. Omanite ne-a mai pomenit, iarăși avem o fosilă și zinc, pe care o să-l dăm lui Zapdos. Zincul mi se pare că dă damage, dă boost la stats, și Pokeball. Nice. Hei, bună, ciao, hei, hello. Torcic, chiar vrei să facem de-astea? Ok, bine, dacă vrei să facem de-astea, uite, facem de-astea. Anyone, 6v6? Stai, stai, tu chiar vrei să mai facem de-astea? Stați puțin. Dacă vrei, dacă mai vrei. Mai vrei? Stai că l-am și pe Zoroark. De fapt, l-am și pe... Stai. L-am luat înapoi pe Lampent. Stai că Shieldon nu e așa, cine știe ce, dar stai că l-am și pe Shieldon. Shieldon, tu de fapt întoarce-te. Și... salut și Lucario. Ne mai dăm mari cu Pokémon acum. Stai să iau un aibii pe toți înapoi. Shieldon, tu stai potolit. Bă, da, chiar. Bun,
Zorar are burn, dar văd că stai. Burnul nu era ăla care îl făcea să ardă în continuare și când se mișca și lua damage, sau ăla era poison? Mă rog, nu contează asta, bun. Am venit aici, vreau să văd chestia asta, stai. Destiny chest. Mă, dar unde era chestia aia? Legend chest. Unde e chestia? A, uite aici, monthly legend key. Deci în 15 ore și 22 minute o să am chestia asta deschisă. Bun. Hai să facem așa. PC. Vreau să îl schimb pe Espeon, Flareon, Meowth ăsta. Punem, uite, aici și punem Wonder Trade 2, care o să-mi schimbe Pokémonul de pe slotul de care mi-au cu altceva posibil shiny. WT spațiu 2 confirm. Servine. Dar nu e shiny. Am primit un Servine care nu e shiny. Super. Cred că aveam slash PC, cred că aveam și aici. Aveam un Serperior, ce mișto. Mă, dar eu cu ce din ăsta începusem aici? Trag până acum, mai știu. A, cu Charmeleon? Charmeleon, cu Charizard? Ce trag cu Charizard? Charmander. Începusem cu Charmander? Mă rog, hai să luăm pe Cranidos. Și avem așa, avem pe Zapdos, Cranidos, Zoroark, Shieldon, Lucario și oul ăsta pe care încă trebuie să îl eclozez. Stați așa, avem așa, check. Încă 1500 de pași. Criminal. Deci o să fie mișto. Bun, hai să ne plimbăm pe aici atunci, hai să încerc, poate pot să ajung pe jos de aici la... stați așa să mai lăsăm puțin în jos asta. Poate reușesc să ajung pe jos de aici la chestia cu level, dar nici nu mai știu cum se numește, care era comanda. De fapt, nu știu dacă am nevoie, deci nu știu dacă aș vrea. Deci aș vrea eu până la urmă să mai mă duc acolo să fac level. Parcă n-am chef să fac grinding așa în timpul episodului, că e relativ destul de plictisitor. Măi, era un tip care zicea că vrea să facă 6 versus 6. 6 versus 6, mă rog, să se bată cu Pokémonii. Parcă m-aș bate așa puțin cu el. Bă, da, să știi că avem ceva Pokémon, adică... Stai așa. Slash PC. Dacă îl punem pe Eevee aici, avem așa. Avem... Bine, 5 Pokémon, aici avem 18, deci 22, 27 de Pokémon și aici vine 28. Ok, și atât, da, cred că ăla e singurul box în care am Pokémon. Ok, hai să vedem atunci, hai să facem puțină mișcare pe aici. Oh, stai, din câte am înțeles, n-am voie, nu că n-am voie, din câte am înțeles, dacă alerg, nu se pune tâmpenia asta ca... De la ou, nu se pun pașii. Ceea ce e nașpa. Deci trebuie să mergem, să alergăm. Mamă, și chiar abia aștept să văd ce-mi pică. Sper să-mi pice ceva frumos. Vai de capul meu. Ok, deloc ciudat. Chiar că deloc ciudat cu ăsta pe aici. Aici ai acces să construiești? Nu, ba da, what? Păi ce? Păi și atunci ce-i cu aia? Aia-i casa cuiva, mă! Deci stai, aia-i casa cuiva, pe bune. Deci nu, eu refuz să cred așa ceva. Da, vedeți? Spawn... Yggdrasil, ce? Păi refuzam să cred că asta e casa cuiva, în puii mei. Că cine naibii stă pe Pixelmon să-și facă casă, în primul rând. Să-și facă casă... Da. Să-și construiască... Mama ei de limbă română! Doamne! Ok, nu știu ce e aici.
A, probabil că a fost un fel de mină de genul ia și construiește tata, dar s-au dus ăștia și s-au și și-au băgat ceva în ea de mină sau cum. Mă rog, oricum nu contează. Aoleu, băi, eu încă mai am de făcut la ăla. Mă întreb dacă se pune, dacă zbor. De fapt, nu cred că se pune dacă zbor. Egg check. Încă 1060 de pași. Bun, am făcut vreo 700 de pași, cred că de la începutul episodului, deci până la sfârșit o să apucăm să terminăm totul. Bun. Hai să mergem, ne prefacem și noi că nu avem Pokémon zburător care și zboară. Mamă, ce mișto arată, ce... să mă rog dacă mai știu cum se numea chestia asta. Gyarados, parcă? Nu știu, Voltrob. Ok, mi se pare perfect normal că sunt Voltrob și Electabuzz pe lângă apă. Da, clar. Hei, salut! Vrei să... Stai, nu Cranidos, doamne, nu. Vrei să ne batem? Vrei să ne batem? Vrei să ne batem? Uite ce am. Uite, vezi Cranidosul meu? Arată super. Adă-te, păi mai. Bă. Ceau, băiatu. Filip. 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 Uite, îți place? Îți place Cranidosul meu? Hai, bate-te cu mine. Clar n-am un legendar ascuns și vreau să te violez. Adică, să te bat. Am avut mai mi se duce asta, nu știu. Doamne, bă, da, sunt ceva jucători pe aici. Wow, ce pinguri, vai de cap, mă. Bă, dar unde dracu-i serverul ăsta, mă? Bă, da, nimeni, deci unde dracu-i serverul? Nimeni n-are ping bun. Sau e un server așa de... Îmi pui mie la cât de mare e. Nu-mi vine să cred că n-au dat ăia banii pentru un host ca lumea. Bănuiesc că... Pui mei, unde dracu-i serverul? Fuck. Ah, stai. Bă, dar n-am bani, dar cum fac? Vreau să joc la loterie. Din câte am înțeles, la loteria asta, dacă spic... Asta e un fel de loterie, mă rog, asta mi-au zis oamenii pe stream. Dacă și-a bătut joc de mine cel care mi-a zis, atunci și ghinion. Cei că dacă bagi bani cumva aici și îți pică 3 bile la fel, poți să le iei. Ceea ce ar fi super OP, vă dați seama, deci uite, coin vendor. Și eu de unde am bani să-mi iau chestia? Oh, sau am bani? Shit. Și ce fac acum? Bag aici? Ok. Nu înțeleg cum funcționează. Cred că am pierdut, da. Oh, uite, slash warp EV to train your Pokémon. Interesant. Poate o să mă duc acolo. Ai, ai, ai. Da, mă rog, interesant. Interesant, nu că n-aș mai fi fost interesant, în sensul că... Da, acum îmi amintesc că nu mai știam cum era. Hei, ar trebui să prind un Caterpie. Poate arunc un Master Ball după el, să fiu sigur că nu-l ratez. Poate. Fine. Stați așa, deci. Warp. Ev. Poate găsim pe aici cineva care se bată cu mine până îmi facă... Oh, mai am 500 de pași. Oh, încă 500 de pași. Și am primit și un mesaj pe telefon, bineînțeles. Stați să dau pe mut. Omul pe silențios, ce dracu. Așa, gata. Aici găsești Pokémon de la level 50 până la level 70. Aici aș fi venit ori să îmi antrenez Pokémon-ul, ori să-l... Să, de fapt, speram să găsesc pe cineva care să mă bat. Bă, da, să-mi trag palme, pai, ce mă bate chestia asta. Măi, uite un glum. O să mor, mai am câte sute de pași de alergat.
444, ok, trebuie să mai alergăm 444 de pași și o să ne eclozeze ou. Poate îmi pică vreun magic arb din ăla, nici nu mai zic nimic. Deci nu mai zic nimic, dacă îmi pică vreun Pokémon din ăla foarte, foarte patetic. Haide, mă. Încă 300? Oh, doamne, abia am făcut 100 și ceva de atât acolo. Bine, în curând. Băi, sincer, mă credeți că nu înțeleg cum Dumnezeu funcționează chestia asta cu ouăle, adică, ok, înțeleg partea cu eclozatul, ies Pokémon din ou, Pokémonii vor fi și ei ca animalele noastre și se înmulțesc prin ouă și alea și... Acum ce să și zic? Nu știu, mi se pare aiurea partea cu alergatul, adică de ce o eclozez dacă alerg? Asta nu are logică. Nu știu, mai bine îl pune și noi într-un incubator, ceva, uite, spre exemplu, cum sunt alea cu fosilele, să-l pui acolo și să stai, nu știu, X ore. Bine, nu zic că mi-ar plăcea mai mult să stau vreo 2 ore după un ou să eclozeze sau ceea de genul, mă refer la timp real, dar într-un fel cred că e mai bine decât alergatul, pentru că uite și tu cât de penibil e. 38! 23! 32! What the fuck, cum funcționează pașii ăștia, bă? OMG, 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 0 pași și... Și acum ce? Băi, minus 20 de pași și acum ce fac cu ou? Nu pot să fac nimic. What do I do with the egg? Stai. What do I do with the egg after I walk all the steps? Cum facem, ce fac cu ăla acum, că e iurea? Stai, spawn. Altceva nu vine în cap decât să mă duc să caut pe aici. Îmi place că toată lumea întreabă. Ei, a fost o chestie cu type word wizarding, what the fuck. Ok, mai întreb o dată. Sperăm că n-a văzut nimeni și că de asta nu mi-a răspuns. Unlock your Pokémon here. Ok, deci healer. Ăsta e healer. Work in progress. Ok. Asta e momentul ăla în care ești ceea de ce pui mi fac eu acum cu Pokémon, cu ego-ul ăsta. Ok, asta deja devine stupid. Anyone please help. Ok, deci toată lumea întreabă chestia asta, gen ce dracu fac cu puzzle-ul, eu întreb și eu acolo ce vreau să fac, cum naibii fac cu ou. Faza e că nici măcar nu-l pot, ok, deci... Stai că îmi zice cineva ceva, uite, avem un român pe ăsta, MSG, Spectru, bine că sunt o grămadă quest, bine că nu mai erau așa mulți quest, erau doar 2. Cum... eclozez oul. MSG, Spectru. Haide, te rog, zi-mi că știi cum fac, te rog, zi-mi că știi cum fac. Zău. Serios.
Serios, trebuie să fac... Care e logica? N-are sens. Ok. Băi, eu l-accept să vină. Adică doar unul. Dacă erau mai mulți, nu știu. Ok, hai că facem atunci. Facem atunci la chestia asta. Fuck. Oh, Charmander! Serios? Da! Zău! Să... Char... Fucking Mander, what the fuck? Pentru un Charmander care nici măcar nu este shiny. Ghiciți ce? Eu am început cu un Charmander. Deci a avut dreptate oricum băiatul. Message. Și care e logica? De ce puii mei pur și simplu nu pot să mai pui încă 255 de pași în loc să trebuiască să ajungi la minus 255? What the fuck? Mersi, virgulă, a mers. Dacă mi-ar merge și mie backspace-ul ca lumea. Picat un Charmander. Ei, aș eu care speram să-mi pice naibii ceva OP. Mă gândeam eu la Pokémon de noia legendar, la chestia alea. Păi ok, cred că suntem... Da. Da. Place că e într-un nou, că e într-un nou, e într-o... bilă specială de asta. Păi... Asta clar n-a fost deloc ceva pierdere de timp, pentru că o să-l las naibii aici și o să-mi vadă un Pokémon care chiar face ceva. Gen lampa. De ce mi-ai dat Charizard? What the fuck? Acum am tot neamul de băștia. Uitați, stai, deci luăm pe Charmeleon și îl punem aici. Na, uitați, acum am tot neamul. Am... Charmander, Charmeleon și Charizard. Wow. Super. Mersi de Charizard. Și l-am și pe Servine aici. Uite-l și pe Serperior. Și mai am nevoie de... Stai că... Snivy. Mai leau și pe Snivy și am și tot neamul lui Snivy. Hei, uite, l-am și pe Oshawott. Hai să începem și cu el. L-am pe Oshawott aici, ne mai trebuie și evoluțiile lui. De fapt, stați așa, că l-avem și pe Aron și pe Lyron, pe undeva, pe aici, stați. Și mai avem nevoie de ultimul. Ai, ok. Nu bine, mă. Hai să lăsăm aici, naibii. Să încheiem acest episod și o să revin data viitoare. Poate o să fac și un live, cum am zis, dacă vreți, să vedeți un live cu Pixelmon Online. Până își face pe netul. Însă cam asta ar fi tot pentru astăzi. Eu am fost Cristi, până data viitoare. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, dacă mai ai nevoie de ajutor, spune-mi, nu mai am nevoie, mulțumesc mult oricum. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi o să ne auzim data viitoare. O zi bună, bye bye!